tare lumea și bine m-am regăsit la un prim mod review de pe acest canal, un mod review dedicat acestui Universal 651MDT pe care l-am primit de la Budgies Modding și au spus că îl vor da ca și cadou la suma de 500 de like-uri pe pagina lor de Facebook. Da, deci ăsta e Universalul, băi, e ce trebuie, e frumos așa. Aici e detaliat, dacă puteți vedea la motor. Aici vedeți UTB, filtru de ulei, 5113297, e cum am spus, ce trebuie. Bun, ce trebuie voi să știți despre acest tractor? Are texturile schimbate, anumite elemente din cabina au fost scoase, deci vedeți aici, cabina e șmecheră, e curată, nu cu zorzoane și cu tot felul. Aici aveți o animație la tobă, da? Vedeți sus, ăla e acolo de la aerul condiționat, mi se pare că da, acolo ceva butoane, da, e curat aici, da, nu e nicio treabă, ai trebuie să descoli aici în dreapta, în rest cam atâta. Bun, texturile la roți au fost schimbate, iar cum se vede, bam, și pe altă parte, așa. Animațiile au fost îmbunătățite, el având IC, apăsați pe left alt. Vedeți, sigla de la UTB e drept buton. Apăsați dreapta, bam, se deschide asta. Aici parcă nu se deschide nimic, nu? Așa aici în dreapta geamul din spate. Animațiile, cum am spus, sunt beton. Și aveți aici IC, bam. Pentru o serie de roleplay e numai bun. Bam. Și grila de la motor, bam. Da? Deci pentru o serie de roleplay e perfect. Bun. Și cel mai important lucru pe care am ținut să-l menționez este că cei de la Budgies au permisiunea de la M312 pentru download. Deci, ca să știți. Bun. Tractorul ăsta, când îl cumpărați, stați opresc shader-ul. Ăsta. Îl puteți cumpăra în culorile astea. Deci, 7 culori aveți de unde alege. Puteți să-l cumpărați cu pneuri înguste, pneuri late, sau standard. Asta ce l-am luat e standard cu cabină. Să zicem că luăm pneuri late cu cabină. Ia. Bam. Așa arată cu pneuri late. Bine, e mai pentru pădure. Ce-i drept, da. Și așa e șmecher. Bam. Bam. Și să luăm unul. Să zic că pe portocaliu. Cu pneuri înguste. Fără cabină. Deci așa arată fără cabină. Când mergi cu el, vedeți cum scoate fumul ăla. Ia, nu mai turez, iar îl turez, iar vedeți că, deci e super fumul ăsta, e șmecher făcut. Și e potrivit pentru orice din bază, orice puteți ara, cultiva, ia să vedem, trage o remorcă. O remorcă de asta, am un standard, neorlate, cumpără, așa, ia. Să zicem că în fermă aveți o remorcă din asta. Ia să vedem, să facem câteva teste. Ba. Aici, să iau curbe cu ea, să văd dacă... Deci, vedeți, puteți liniștiți să trageți o remorcă din asta, că e ce trebuie tractorul ăsta. Așa, ia. Bam. Deci, o remorcă din asta trage. Ok, ia să încercăm cu un plug. Ia cu ăsta, îl ridică? Nu e acum, la o serie de roleplay, ăsta e perfect, plugul ăsta. Dar ia să vedem dacă îl ridică sau nu. Nici drept, e cam mare plugul pentru tractor. Și cred că e și ușor de față. Oh! Dar ce vă mai trebuie altceva, băieți? Ia! Bam! Plug cu 4 revere. Bă, ce drept, îl ridică puțin de față. Dar nu... îndeajuns încât să nu mai aveți... asta, control la el.
Are aderență pe roțile din față, deci se poate vira destul de ușor cu el ea. Și nu se pierde controlul. Acum un pic așa se observă că îl mai ridică. Dar la viteză de 30 de km pe oră e destul de controlabil cu plugul. Bine, cum am mai dat și eu în ăștia. Bă, lol, lol. M-am învârtit și eu ca titirezul. E ok. Ăsta nu-i terenul meu, nu știu, pot să mă bag. Nu deții această parcelă. Ia să mergem pe teren, pe un teren nostru, să vin cât de repede el trage. Mie acum când dai în ceva, când agheți în ceva, normal că te ridică puțin de față, că e, totuși e greu. Dar e de apreciat că ridică plugul ăsta și că poți să lucrezi cu el. Ne spune unde avem noi o parcelă direct în bazar. Nu-i problemă că mergem până acolo. Cum am spus, e ce trebuie pentru o serie de roleplay. Dacă vrei să faci o serie de roleplay, recomand să ai un tractor din ăsta în bază. Și vă reamintesc că tractorul ăsta îl primiți atunci când cei de la Budget Modding fac 500 de like-uri la pagina lor de Facebook. Până atunci eu am să-l bag în seria mea, că e prea tare tractorul ăsta. Am să mă duc și cu el la pădure, o să-l vedeți. O să fie el și Mitruț, o să fie popular la mine, serios, o să fie acolo mereu tot timpul. Așa. Mai ales dacă vrei să faci o poză gen cum am pus eu pe Facebook, dacă ați văzut în reparații, dai jos capota și pui 2-3 truse de sculele lângă el și e roleplay. Bă, vă călduce, e destul de tare. E bine, mai e bine tractorul ăsta, ia vedeți, se învârte și acolo ăla. Clansonul ăla standard îl are. Am uitat să vă menționez că are și angel eyes-uri, astea. Și farurile, asta e faza lungă și acum se opresc. E angel eyes, faza scurtă, faza lungă și asta. E normal că la varianta cu cabina are și cabina farul pe ea. Și se aprind și alea, numai că acum dacă e fără cabina se aprinde numai farurile de la el din față. Iar vedem cât de repede trage plugul pe teren și cam aia e cu review-ul ăsta. Băi, eu nu prea am făcut pe canal review-uri. Dacă aveți ceva comentarii cum să zic, constructive, dacă pot să zic așa, sau critici constructive, mai bine zis, nu ezitați să mi le lăsați în comentarii, că am să mă uit și am să încerc să fac așa, să fie pe placul vostru. Da, deci asta e terenul. Le dau să se întoarcă. Deci vedeți, cu 14 la oră își face treaba plug cu 4 brazde. Deci e beton tractorul ăsta. Bun, băieții mei. Cum am spus, cam atât și cu acest review. Nu uitați acolo un like, un share. Trece și pe la pagina celor de la Budget Modding să lăsați un like, ca să se poată strânge repede 500 de like-uri ca să puteți lua acest UTB șmecher. Până atunci, eu am fost Răzvan și v-am salutat. Ciao!